Vă urez bine ați venit la un nou eveniment încadrat în seria evenimentelor dedicate aniversării centenarului. Un eveniment care urmează fericit o expoziție care tocmai s-a încheiat, aceea dedicată reginei Maria, regina soldat, cea care a contribuit exemplar la devenirea noastră ca neam. Și astăzi avem alături de noi invitați prestigioși care ne-au fost părtași la acest proiect expozițional, Aurel Băieșu, pictor de front, o viață închinată portretului, ființei umane, a unei emoții și a unei trăiri care îl definesc pe Aurel Băieșu ca un membru marcant al plasticii românești. Evenimentul de față este organizat de Complexul Muzeal Județean Neamț, alături de Muzeul Național de Artă al României, de Muzeul Național Militar Regele Ferdinand I, de Muzeul Național Complexul Moldova-Iași, de Muzeul de Artă Ion Ilimescu Fălticeni, precum și de Complexul Muzeal Județean Bacău, iar datorită sprijinului obținut din partea unui împătimit al lui Aurel Băieșu, ne referim la domnul Corneliu Agăleanu, mulți colecționari privați au fost de acord să adauge acestei expoziții tablouri care încununează, am putea spune, 100 de lucrări pentru centenar și care definesc perioada în care Aurel Băieșu a fost prezent pe front, acolo unde a realizat portrete, imagini ale delirului care se întâmpla în tranșee și expoziția a fost completată cu portrete din opera lui Băieșu, care ne arată cât de bine se încadrează perioada în care Băieșu a fost mobilizat pe front cu perioada în care s-a înclinat mai mult pentru arta portretului. Ca de fiecare dată, suntem onorați de prezența alături de noi a domnului președinte Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, care sprijină activitățile organizate de către Complexul Muzeal Județean Neamț, de instituția prefectului, reprezentată prin doamna Mariceza Andrei, din cadrul Cancelariei Prefectului, de criticul de artă Adrian Silvan Ionescu, director al Institutului de Istoria Artei George Oprescu din cadrul Academiei Române, a domnului Emil Nicolae, critic de artă, precum și a tuturor celorlalți colecționari particulari care au dorit să participe la acest vernisaj. Este o onoare pentru noi să vă putem adăuga la portofoliul de evenimente dedicate centenarului o nouă expoziție care se referă la momentul 1918, la războiul de reîntregire, precum și la efortul celor din cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț de a onora, așa cum se cuvine, evenimentele centenarului. Pentru prezentarea proiectului expozițional, o voi lăsa pe colega mea, dr. Mihaela Cristina Berzea, director adjunct științific al Complexului Muzeal Județean Neamț, să vă prezinte ideea de la care a plecat această expoziție, să facă precizările de rigoare asupra modului în care am încercat să încadrăm perioada în care Băieșu a fost mobilizat cu arta lui Băieșu în general. Și nu înainte de a încheia, aș dori să mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit, instituțiilor partenere, colecționarilor, colegilor noștri care au pus pe simeze aceste tablouri și care în această zi frumoasă ne oferă un eveniment deosebit. Vă mulțumesc și vă urez o seară plăcută! Domnule președinte, distinși invitați, doamnelor, domnilor, dați-mi voie să-mi exprim și o bucurie de a fi astăzi împreună la un eveniment consacrat pictorului Aurel Băieșu. De data aceasta suntem martorii unui demers muzeografic care se dorește a fi deopotrivă recuperator și revelator. Recuperator pentru că, datorită acestei expoziții, o serie de lucrări au reintrat în circuitul cultural, fiind restaurate. Revelator pentru că, iată,
Aurel Băieșu confirmă valoarea pe care, de altfel, cu toții o știm. Spunea domnul director că voi explica, voi face un scurt istoric al acestui proiect. Ideea organizării unei expoziții Aurel Băieșu a plecat din toamna anului trecut de la domnul Lucian Corneliu Agăleanu. Domnia sa propunea complexului muzeal realizarea unui eveniment cultural dedicat lui Aurel Băieșu, pentru că în august, foarte curând, pe 24 august, se împlinesc 90 de ani de la moartea lui Aurel Băieșu. Noi ne-am inspirat și dintr-un proiect foarte bine coordonat de Muzeul Național de Artă al României, un proiect intitulat Atelier de front artiști români în Marele Război și astfel am ajuns la o formulă expozițională, cred, potrivită contextului istoric actual, respectiv celebrarea Marii Uniri. Este o expoziție pe care nu am reușit să o facem exhaustivă în ceea ce privește opera de front a lui Aurel Băieșu, dar ne-am propus și cred că prin imaginile plastice existente în expoziție, unele mai puțin cunoscute, altele introduse pentru prima dată și văzute pentru prima dată de public, reușim până la urmă să demonstrăm faptul că Aurel Băieșu, cel care, așa cum bine știm, a lucrat sub semnul grăbitei împliniri, a reușit să lase în pictura română adevărate capodopere. Așa cum a specificat și domnul director, dr. Ciprian Dorin Nicola, au participat multe muzee la reușita expoziției noastre, sperăm să fie o reușită. Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național Cotroceni, mulțumesc, le mulțumim tuturor. Mulțumiri speciale adresăm Muzeului de Artă Bacău, domnului Dionisă Pușcuță. Prezența graficii de front al lui Aurel Băieșu în expoziție îi se datorează, așa cum îi se datorează și domnului Agăleanu, pentru că domnia sa nu doar a avut ideea, dar pe tot parcursul organizării evenimentului a fost alături de noi. Vreau să mai precizez faptul că în cele din urmă, conținutul științific nu putem să ni-l asumăm întru totul, pentru că au intervenit factori pe care nu am putut să-i controlăm. Lucrările pe care le-am solicitat nu aveau totdeauna o stare de conservare care să permită expunerea lor. Pe de altă parte, spațiul ca atare de expoziție a fost un factor restrictiv. Nu în ultimul rând, am depins de disponibilitatea muzeelor partenere, pentru că unele lucrări erau deja angajate în proiecte care se derulează concomitent cu expoziția, cu perioada expoziției noastre. Expoziția agrupează, așa cum a spus și domnul director, aproape 100 de lucrări, peste 100 de lucrări de pictură și grafică. Nucleul expoziției este cel al colecției Muzeului de Artă Piatra Neamț și trebuie să precizez faptul că, de altfel, cred că acest lucru se și cunoaște, un rol foarte important în realizarea expoziției îi doamnei Violeta Dinu, muzeograf specialist al Muzeului de Artă din Piatra Neamț. Proiect care, dacă nu ar fi avut sprijinul domnului Adrian Silvan Ionescu, director al Institutului de Artă George Oprescu, al domnului Emil Nicolae, nu s-ar fi concretizat, pentru că n-am gândit, așa cum bine știm, o expoziție este efemeră, însă un catalog de expoziție rămâne și sperăm ca prin intermediul lui evenimentul de astăzi să fie consemnat de cronicile viitoare. Mă opresc aici, a fost oarecum un discurs justificativ de ce ne aflăm astăzi aici, de ce Băieșu. Mi-a mai rămas să precizez faptul că acea perioadă în care Aurel Băieșu a fost pictor de front, în perioada iunie 1917-martie 1918, coincide cu perioada portretului
în creația lui Băieșu, de aceea Aurel Băieșu portrete. Și dacă Aurel Băieșu a fost mai puțin atras de scenele de luptă și mai mult de momentele de relaxare de pe front, Aurel Băieșu în această perioadă continuă să fie atras de chipul uman. Această atracție se amplifică, iar portretul devine un factor dominant în creația sa. Dați-mi voie, ca pentru prezentarea expoziției, să-i dau mai întâi cuvântul distinsului nostru invitat, căruia îi mulțumim foarte mult pentru prezența domniei sale astăzi la Piatra Neamț, pentru contribuția domniei sale la catalogul expoziției, să ne vorbească despre Aurel Băieșu, pictorul sub drapel. Vă rog. Domnule președinte al Consiliului Județean, domnule director, domnul director adjunct, distinsă asistență. Vă ofer posibilitatea să faceți un efort de imaginație și să vă transpuneți în tranșeele de la Mărășești, de la Oituz, de la Mărăști, în vara lui 1917. Exact în acel început de vară, în începutul lui iunie, generalul de corp de armată Constantin Prezan ia decizia de a constitui un corp special de plasticieni care să imortalizeze evenimentele esențiale ale desfășurării campaniei în vederea organizării unui viitor muzeu militar. A fost o idee salutară. În acest fel, au fost cruțați, au fost salvați de la poate o moarte iminentă mulți dintre plasticienii care deja se aflau sub arme ca simpli combatanți. Un exemplu peremptoriu este acela al lui Aurel Băieșu. El era deja sub arme de ceva timp, sub ofițer, foarte tânăr, nu împlinise încă 20 de ani, și în felul respectiv se constituie un grup de artiști, unii începători ca Aurel Băieșu, alții deja lansați, Ștefan Dimitrescu, Oscar Hans, sculptorul Ion Jalea, Medrea, Resu, nume sonore, Stoica Dumitrescu, D. Stoica, deja un vechi colaborator al lui Nicolae Iorga, ilustrator al cărților pe care le scotea acesta, sau ilustrator al volumelor de povestiri istorice ale unora dintre importanții scriitori ai momentului. Cu o abnegație demnă de un soldat și cu un subiect destul de limitativ, care era un stimulent pentru niște artiști și până atunci poate că executaseră numai naturi statice sau portrete, acest corp de elită, pot spune, artiștii mobilizați la Marele Cartier General, au dat obolul lor de talent pentru constituirea României Mari și pentru imortalizarea soldatului simplu în tranșee. Trebuie să vă spun că era un act de adevărat eroism și dacă practic, în afară de Jalea, niciunul dintre ei nu a căzut pradă glonțului, totuși, exemplul lui Jalea este la fel elocvent. Nu fusese rănit atâta vreme cât locotenent de rezervă își comandase grupul respectiv de soldați pe frontul de la Cașin. În schimb, în momentul în care a fost detașat la artiștii de front, merge la Mărășești și o schijă de obuz îi retează brațul stâng. Deci, un erou în adevărat înțeles al cuvântului. După aceea, așa știți foarte bine, a trăit până la 90 de ani, a făcut opere remarcabile, atât pentru
istoria războiului, monumentul soldatului francez din misiunea militară franceză aflat în Cișmiciu spune foarte multe, apoi portrete și compoziții de mare forță. Expoziția Aurel Băieștiu, pe care distinși colegi de la Piatra Neamț o vernisează astăzi, este o continuare firească și o prezentare monografică a unui artist de front. E continuarea acelei mari expoziții, care era enunțiativă și generalistă, aș putea spune, la Muzeul Național de Artă, atelierul de front, și a unei expoziții care fusese în același interval, în 2017, organizată în vara 2017 la Biblioteca Academiei Române de către Cabinetul de Stampe al acelei instituții savante. În cazul de față, vedem un Aurel Băieștiu dedicat portretului. Chiar dacă majoritatea portretelor din această expoziție sunt de civili, vedem și câteva de militari care datează exact din 1917. Și cu toate că el a fost autorul cel puțin două pânze de largă respirație, reprezentând niște momente din viața soldatului în timpul repausului, citind un ziar sau odihna, ce au fost o vreme în patrimoniul Muzeului Militar Național, nu se știe în momentul de față soarta lor, acestea au fost reproduse în 1930 în revista Pictura și Sculptura, pe care o coordona președintele unui sindicat al plasticienilor, de-abia fondat atunci, este vorba de Ion Iordănescu, el însuși sculptor și membru în grupul artiștilor de front. Deci, datorită acelei reviste, știm cel puțin cum arătau două dintre lucrările de mai mare extindere ale lui Băieștiu. Aurel Băieștiu este un portretist cu o forță deosebită de citire a psihologiei personajelor pe care le creionează. Este un poet în același timp prin felul în care surprinde momentele de reverie ale acestor personaje. Este un colorist ce își afirmă calitățile cromatice cu o forță deosebită, făcând o legătură între les anciens et les modernes. Poți să găsești citate din Grigorescu, dar vedem și o deschidere spre ceea ce însemna școala de la Paris din exact acel moment, 1900-1920. Din păcate, viața lui știți că a fost destul de scurtă, s-a îmbolnăvit de ftizie și a fost repus de ftizie exact la 10 ani după ce se încheiase Marele Război. Expoziția însoțită de acest catalog și pe această cale vreau din nou să-i felicit pe autorii expoziției pentru că s-au străduit să scoată acest catalog. Trebuie să mă mărturisesc că mi se acordă prea multe pene la chipiul pe care îl port pentru că n-am fost chiar de important că am dat un mic text pentru a însoți catalogul. Catalogul putea foarte bine să fie reprezentat și de celelalte texte și de ilustrația foarte bună, de impecabilă calitate, care reunește mai multe piese decât cele care sunt în expoziție, din cauzele pe care deja doamna Verzea l-a enunțat. Așa că bucuria mea de a mă afla aici, de a mă afla din nou în Piatra Neamț, după o perioadă destul de lungă, de 9 ani n-am mai fost aici, dar fi alături de dumneavoastră într-un eveniment de această anvergură, mă onorează și mă face să-i felicit din toată inima pe realizator. Vă mulțumesc! Dați-mi voie acum să-i dau cuvântul domnului Emil Nicolae, critic de artă, și să-i mulțumim încă o dată pentru contribuția domnului sale la realizarea proiectului. Mă rog. Bună seara, vă spun și eu la toată lumea. Bine v-am regăsit la Muzeul de Artă și o expoziție exemplară a Muzeului de Artă din Piatra Neamț. De ce spun exemplară? Pentru că o expoziție aceasta, în primul rând, are un subiect
în cazul nostru Aurel Coleșu, dar în același timp expoziția este un exercițiu profesional care deschide sensuri nebănuite până la urmă unui depozit de opere de artă. Pot fi de istorie, de naturale, de etnografie, de altceva. Deci spun că este un exercițiu profesional pentru că pe mine unul cel puțin mă pune pe gânduri și mă provoacă și sentimental în același timp. S-a spus cândva, iată că pe drum constat că se confirmă această zicere, că nu există artă în afara circumstanțială. Sau oricare artă, până la urmă, e legată de un context, de o situație. Și nu vreau să mai dezvolt aici, vă reamintesc doar îndelungata polemică între arta cu tendință și arta pentru artă. Dacă mă uit la expoziția asta, văd până la urmă, așa cum a spus domnul Silvan Ionescu despre Aurel Băișu, că e un pictor de tranziție, că și în această chestiune a artei sau a circumstanțialului este un expoziția cel puțin, dar și Băieșu a fost un artist, expoziția o certifică, de tranziție între arta pentru artă, între circumstanțial și arta pentru artă. Băieșu, pictor de front, e adevărat. E un moment biografic dramatic pentru el și pentru atâția alții, cum ați auzit. Dar din punct de vedere artistic, Băieșu, pe opinia mea, rămâne la condiția lui de artist. Pe front sau în altă parte. S-a întâmplat, sigur, pe front, să aibă în jurul lui, dacă vorbim despre portret, soldați. Dar Omenescu, expresia, caracterul și toată psihologia și toate celelalte lucruri ale omului de sub caschetă au fost în centrul atenției lui Băieșu. Lucrurile astea le putem verifica trecând cu privirea de la filele deschise din carnetele de front către portretele făcute în zona civilă post-război, de după război. Așadar, ne spuneam de meditație. Expoziția asta provoacă și meditații. Ne întrebăm cum era și ce a fost Băieșu. Băieșu a fost un artist care, sigur, a avut o viață, un moment, o viață foarte scurtă și o secțiune și mai scurtă din viață, agravată, dramatic, în timpul războiului. Nu spun de agravarea bolii, dacă intru în lucruri, în detalii. Dar obsesia lui Băieșu, destinul lui Băieșu, pe care l-a presimțit și după aceea l-a conștientizat, a fost acela de artist. În primul rând. Soldat a devenit și a rămas în rezervă. Așa că Băieșu aici, în afară de soldați, se duce într-o epocă în care, iată, contextul și contextualizarea și circumstanțialitatea se lărgește, într-o epocă în care burghezia românească, mica burghezie de provincie, tindea să devină mare burghezie. Și avem portrete de oameni din protipendada orașului. Nu numai, este o secțiune din capitolul portrete. Avem țărani în continuare, figuri reprezentative, plastic vorbind, nu biografic neapărat, Savin de la Dorna și alții. Deci o altă zonă socială care tot din punct de vedere plastic, pictural, îl preocupa pe Băieșu. Deci, am mai spus-o, trebuie să o repet, artistul
până la urmă, la șevaletul lui, muncește cu limbajul. E preocupat de rezolvări tehnice. Celelalte lucruri, temele, poveștile, legendele, subiectele, sunt în secundar. Până la urmă, și asta rămâne aici. Avem cărțile de istorie pentru istorie, avem cărțile de psihologie pentru psihologie. Pentru artă avem lucrările de artă. Și dacă, spuneam, avem aici o parte din burghezia românească, de la Piatra Neamț și nu numai, din Moldova, din București, dintre cele, la început, perioada imediat de după primul război mondial, cât am mai trăit Băieșu, avem, de fapt, o societate care producea artă. Deci toate, aproape toate tablourile, portretele astea, excluzând din ele autoportretele și anumite portrete pe care Cumesavin de la Dorna Băieșu a făcut cercetare pe compromis. Toate sunt comandate de oameni din protipendada României. Să nu omitem lucrul ăsta. Eu e știut de altfel că pictura în sensul uleiului și apunzi, pictura de șevalet e un produs al claselor, cum se spunea, superioare, sociale. Pentru că trebuie plătită. Adică să nu omitem niște detalii din astea care sunt adevărate până la urmă. Și ele au ajuns astăzi, sigur, în muzee sau la colecționare. Deci avem aici o lume pe care ne-o transmite, ne-o debarcă peste timp Aurel Băieșu, la care am putea să ne întrebăm în acest context, în această poveste, cât e morală și cât nu e morală. Nu vreau să spun moralitate și imoralitate. Aș spune că 50% și 50%. Despre morală în artă n-are rost să vorbim, dar câteodată vorbim. Avem însă o componentă în expoziție, 100% morală și formidabil realizată din punct de vedere artistic, și astea sunt autoportrete. Care nu sunt demonstrative în totalitate. Unele încearcă. Sunt făcute de artist în momentele lui de introspecție, de autoanaliză și de reflecție asupra acestei condiții a lui, între lumea exterioară și lumea interioară. Vă atrag atenția asupra lor, pentru că între toate portretele par să fie capodopere aceste autoportrete. Dar vă atrag atenția asupra lor și în virtutea acestui gând, comparând lumea interioară a lui Băieșu cu lumea exterioară, pe care a reprezentat-o foarte frumos, talentat. Și mai vreau să spun un lucru, ca să nu mă lungesc, că am început deja să consum timpul. Băieșu, ați auzit, ați aflat, știți deja, a trăit foarte scurt. Practic a avut un deceniu, excluzând perioada de tinerețe, de pregătire, de școală, a avut un deceniu de creație cu viteză maximă. Nu a fost suficient să încheie un proiect de operă. Băieșu, după opinia mea, n-are o operă în sensul consacrat al termenului, încheiat. N-a avut nici timp, n-a timp să o gândească și timp să o încheie. Dar, înăuntrul acestei perioade și al zecilor de tablouri pe care le lucrăm, pe care ne-a lăsat, are vârfuri, are capodopere, în sensul tradițional. Adică, lucrări de o calitate maximă, făcute din timp în timp. Între ele intră și autoportrete. Nu e Băieșu. Băieșu e un caz pentru că are povestea lui dramatică în biografie, are această întâlnire cu frontul, dar ați văzut cât sunt, nu numai el, și alții.
Băieșu e un caz și din punctul de vedere al condiției artistului român în perioada în care a trăit și a lucrat. Era arta românească, post-war, după primul război, într-o perioadă de căutări. Începea să apară avangarda, care, iată, Băieșu venea dintr-o tradiție pe care încerca să o înnoiască, dar fără să o părăsească. Avangarda venea invers să distrugă, să rupă tradiția asta. Deci, din punct de vedere artistic, lucrează într-o perioadă cu o perioadă foarte zbuciumată. Din punct de vedere social, vă spuneam, de comanditare tablourilor. Gândiți-vă, priviți fiecare tablou și imaginați-vă sau la câteva dintre ele de care, în care recunoașteți personajul, să spunem. Lalu, familia Lalu sau Vorea. Și gândiți-vă ce se deschide dacă tablou ar fi o ușă sau o fereastră și ați deschide-o, ce ar fi în spatele ei. Aveam o discuție cu cineva odată într-o expoziție de icoane. Și am întrebat, într-o casă, câte icoane trebuie să fie? Și omul, care era preot, a spus, dacă e vorba de o icoană sfințită cu rolul ei într-o casă, trebuie să fie una. Dacă sunt mai multe, nu mai e vorba de icoane, e vorba de o expoziție de artă religioasă. Deci aici, dacă vrem să privim grămadă toate tablourile astea și să le evaluăm artistic, sigur că avem o lume, cum am spus. Dar uitați-vă la unul, alegeți unul dintre ele și deschideți în spatele lui Vorel, de pildă, ce este, cu toată viața familiei și cu tot ce a rămas după ei și în Piatra Neamț și ce a fost în Piatra Neamț atunci, sau familia Lalu, un personaj din familia Lalu și așa mai departe. Deci, până la urmă, ăsta este substratul operei sau operelor, ca să nu mă contrazic, lui Băieșu, în cazul nostru. Și în cazul altor artiști, la fel. Deci, astea sunt lucruri la care cred eu că trebuie să ne gândim într-o asemenea expoziție. Și vă aștept să sper să reveniți, să aveți timp și plăcere să contemplați în continuare Băieșu. Suntem într-o căldură sufocantă, așa că vă mulțumim tuturor pentru prezență. Vreau să semnalez prezența în sală și aia partenerilor noștri, a domnului Teodor Brădățanu, manager al Muzeului Ion Rimescu din Fălticeni, și a domnului Dionis Pușcuță, șeful secției Muzeului de Artă Bacău. Tuturor mulțumiri și vă invităm să admirați expoziția și să ne răcorim cu o cupă de șampanie rece, sper.